Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit încă o dată la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem împreună așadar și în această seară și aș vrea să pun înaintea voastră o, o, o mare provocare care sună sub formă de întrebare, credința sau religia? Eram... Copil, mi-aduc aminte când existau evangelizări și tot felul de lupte interconfesionale interminabile, cine are adevărul, la cine să te botezi, la cine să te duci, pentru că toți încercau să te convingă de faptul că ei au dreptate și lucrurile nu s-au îndreptat uh, nici în zilele astăzi, de astăzi, pentru că. Tot în direcția aceea se duc, însă, oarecum, metodele sunt mai diferite. Dar ideea aceasta de a atrage cât mai mulți adepți a rămas. Și acest, acest episod și aceste episoade din viața mea m-au ajutat să-mi pun întrebarea, oare chiar avem nevoie de religie sau credință? Bineînțeles că religie nu găsiți nicăieri în Biblie, credință da mai mult decât atât dacă ne uităm la viețile oamenilor mari ai lui Dumnezeu, la eroii credinței, o să vedeți că ei n-au avut nicio religie. Da? nici așa zi și întemeitori de mari religii cum a fost Moise că el a întemeiat cultul mozaic, nu a întemeiat el absolut nimic, el n-a întemeiat o religie el i-a îndrumat pe oameni să asculte de Dumnezeu că noi am tras concluziile ulterior ca să vină uh, argumentele în favoarea noastră și să încercăm să justificăm niște bazaruri bisericești pe care le-am creat ulterior, este cu totul alt ceva. Însă o să vedeți că în Scriptură se pune accentul mai mult pe credință și pe trăirea interioară a omului în raport cu Dumnezeu decât pe religie care ține de un anumit steag, de o anumită structură, de bănișori, de loterii, de bazaruri, de tot felul de șmecherii. Nu! Dacă ne uităm în viața patriarhilor, de exemplu, Enoch, despre el se spune că a umblat cu Dumnezeu. Fiți atenți, în Cartea Genezei, ca să nu vorbim de la noi, da? versetul 23, capitolul 5 și 24, toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Enoch n-a avut nicio religie. Ce religie a avut Enoch? Niciuna. Dacă vorbim de urmașii lui, de noi, ce religie a avut noi, la ce biserică s-a dus? Bineînțeles că noi avem grijă să-l convertim, să-l botezăm în biserica noastră, să spunem că a fost de al nostru. Da? Și găsim argumente. Avram, părintele tuturor credincioșilor, cel care a întemeiat o națiune din care s-a născut Isus Hristos. Avram. Ce religie a avut? El nu, despre el Dumnezeu nu spune că a devenit părintele tuturor religioșilor, ci a devenit părintele credincioșilor, adică cel care a dat dovadă de credință, nu o dovadă de om ultra-religios. Care este diferența între omul credincios și omul religios? Omul credincios își bazează acea credință pe Dumnezeu. Iar omul religios poate în numele religiei să omoare cu sabia, să tortureze, să comită cele mai mari crime din istorie, poate să se detoneze cu 10 kg de trotil pe el, n-are nicio problemă. În numele religiei se fac cele mai mari, cele mai mari ne, nelegiuiri și cele mai mari crime. Așa că Ideea asta cu religia mie mi se pare total depășită. Nu avem nevoie de religii, dragii mei, avem nevoie de credință bazată pe Dumnezeu și pe cuvântul Său. Unii vor fi foarte supărați la fraza aceasta pentru că se duce taraba. Însă dacă vă uitați foarte bine, nici Enoch, nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici profeții, nici Hristos n-au avut tarabe pe care să scrie religia cu tare, veniți cu bănișori încoace, pentru că noi suntem ăștia. Nu! Absolut deloc. Nu o să întâlniți în viața lor nimic din toate acestea. În schimb, o să întâlniți adevăr, autenticitate, caracter, relație cu Dumnezeu și o să întâlniți acea umblare cu Dumnezeu despre care se vorbește din ce în ce mai puțin. Așa că, legat de religii, am devenit total dezinteresat. Pentru că toate, fără nicio excepție, nu sunt altceva decât metode de manipulare și metode de a-i face pe oameni să aducă bani și să întărească puterea unora care nu o merită. Enoch, n-a avut nicio religie. El a umblat cu Dumnezeu. Avram n-a avut nicio religie. Și cu toate acestea a fost numit părintele credincioșilor. Când vine câte un propagandist de felul ăsta la tine, ce religie ești? Dar de ce? Ca să știi dacă îmi dai în cap sau dacă pui uh, pămătuf pe mine să mă perii? Sau care e ideea? Ce religie ești? Ca să văd dacă te omor sau dacă te las să trăiești. Avram, a fost părintele credincioșilor. De ce? Pentru că a avut acea legătură cu Dumnezeu. Credința lui Avram s-a bazat pe făgăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, din rudenia ta și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Și Avram a înțeles chemarea aceasta și a umblat prin țara Canaanului ca străin și călător. Nu s-a temut de nimeni pentru că el știa că este copilul lui Dumnezeu și atunci când s-a temut Dumnezeu, i-a venit în ajutor slăbiciunii lui și a confirmat că el este un om al credinței. În viața oamenilor credinței veți vedea ajutorul dat direct de Dumnezeu, nu cel dat de stat, nici de cezar, nici de pile, nici de relații, nici de bani, nici de influență, nici de nimic. Avram, Isaac și Iacov sunt cei care au rămas în credință chiar dacă au avut momentele lor de slăbiciune. Chiar dacă Avram în anumite momente când i-a fost teamă, când a mers în Egipt sau când a mers în țara filistinilor la Abimelec, a mințit că Sara este nevasta lui de teamă să nu fie omorât, el a rămas tot un om al credinței. Pentru că după aceea a intervenit Dumnezeu și Avram a înțeles că trebuie să fie reprezentantul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este într adevăr cu el, dar intervenția aceasta a fost a lui Dumnezeu, nu a ceea ce putea el să facă așa. Înțelegeți. Ori noi am suprapus niște lucruri, mai ales cei religioși, bisericile religioase, în momentul în care apare o problemă, imediat recurgem la Cezar, recurgem acolo, pile relații, dăm un telefon, vezi că nu te mai votăm, vezi că nu știu ce și se rezolvă și domnul este bun. Dar nu merge așa. La Dumnezeu nu merge așa. Pentru că în momentul în care te ai bazat pe puterea care vine în afara lui Dumnezeu, din afara lui Dumnezeu, tu nu mai ești credincios. Ești cel mult religios. Da, și ca om religios poți să recurgi la puterea statală, poți să recurgi la uh, toate pârghile și toate ițele politice și la toate, uh, la toate nimicniciile din lumea aceasta. Poți să omori în numele Lui Dumnezeu și să rămâi sfânt pentru că tu îl aperi pe Dumnezeu, ești religios, aperi biserica, nu? Și istoria este pătată de sângele vărsat de oamenii religioși. Însă umblarea cu Dumnezeu n-are nimic de a face cu religia. În Scriptură o să găsiți oamenii credinței, nu oameni ai religiei. Și subliniez lucrul acesta. În Scriptură găsiți oameni ai credinței, nu ai religiei patriarchii, n-au fost oameni religioși, au fost oameni credincioși. Și e foarte interesant că sunt atât de mulți sfinți fără biserici. La ce biserică s-a dus Enoch? La niciuna. Avram, Isaac, Iacov uh, și ceilalți, profeții. Da, mergeau poate la templu profeții după aceea. Însă n-au fost oamenii legați de o anumită... Uh, o anumită structură care să întărească puterea lor și să meargă înainte aerele, hainele cu sute cu aur, mercedesurile sclipitoare și mașinile de tot felul, Lamborghini și Ferrari și Bentley și toate celelalte. Vine Sfântului Dumnezeu acum să vedeți ce putere Dumnezească vine după el. No, nu o să vedeți așa ceva. De ce? Pentru că ei nu erau oamenii religiei, erau oameni ai credinței. Inerția aceasta a bisericismului a apărut în, în viața noastră și în creștinism și ne-a spălat la creier transgenerațional, creindu-ne ideea că noi suntem mântuiți dacă stăm sub această umbrelă a religiei și a bisericii, dar nu a bisericii de aici ci a bisericii creată de oameni. Nu a bisericii creată de Duhul Sfânt, ci a bisericii și a structurilor create de oameni. Și imediat am pus noi sigla lui Dumnezeu peste ele și am zis, oh, astea sunt bisericile lui Dumnezeu, sunt uh, structurile făcute de Dumnezeu, dar nici pe departe așa ceva. Dacă citiți cu sinceritate și fără creier spălat cartea, faptele apostolilor, o să vedeți că 90% din ceea ce se face în biserici, în toate, n-are nicio legătură cu Scriptura. n-are nicio legătură cu Scriptura. Pentru că acest bisericism, transmis din generație în generație, ne-a deformat gândirea și ne-a ajutat să înțelegem că tot ceea ce fac oamenii religioși este egal cu credința, dar nu este așa. Credința scrisă în inimă, nu în canoane, nu este echivalentă cu religia. Și uh, poate o să mă luați cu latina, cu chestiile astea, cu de unde vine, religioarele legare, lăsați-mă poveștile. Pentru că le știu, le-am învățat de m-am Însă, dragii mei, practica arată cu totul și cu totul altceva. Ca a fi religios nu înseamnă a fi credincios. Poți să fii foarte aliniat la tot ce înseamnă canoane bisericești, de orice fel. Însă să n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Să nu fie altceva decât un teatru, un circ, mai ieftin sau mai scump, în care vrei să te prinzi și tu de Dumnezeu, în care vrei să arăți că, în care te minți, însă nu are nicio treabă religia cu credința. Hai să vedem cum arată credința și biserica pe care le-a instituit Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor ne spune că Biserica a fost întemeiată exclusiv de Duhul Sfânt. Nu de un om, nu de niște răsculați care s-au dus și ei ca să-și facă o biserică pentru că au fost nemulțumiți în alte biserici nu de niște oameni cu interese meschine care invocă numele Lui Dumnezeu și religia și credința și așa mai departe ca să aibă niște interese personale satisfăcute, ci biserica aceasta a fost înființată doar de Duhul Lui Dumnezeu. Apoi, atmosfera care era în Sfânta Biserică Apostolică nu era una ierarhică cine să fie mai mare. Ba, cu toate că erau unii care erau mai temperamentali, cu toate acestea Petru n-a fost nici papă, nici episcop, nici pastor, nici nimic de genul acesta. A fost apostol, a fost trimis al lui Isus Hristos ca să predice evanghelia și să dea mărturie despre învierea lui Isus Hristos. Nu o să găsiți niciun discurs politic religios în predicile lui Petru, Iacov, Ioan, acelor mari ierarhiși pe care îi justificăm noi că ăștia erau comitetul, erau sinodul, erau pro povestea aburele. Nu era niciun sinod, nu era niciun comitet, nu era niciun, nicio structură pe care am inventat-o noi și după care trăim astăzi. Nu era nimic de genul ăsta. Erau oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu pe baza darurilor spirituale și a credinței. Atât. Și cum se conduceau? Păi se conduceau foarte bine. N-aveau nevoie să fie numiți în funcții, n-aveau nevoie absolut nimic de genul acesta, pentru că în momentul în care erau conduși de Duhul Sfânt, ei știau care le este misiunea și care le este menirea. N-aveau nevoie să fie numiți. Coborârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii a făcut ca predicarea lui Petru, Iacov și Ioan să fie una plină de putere. Sau mai bine zis în ziua 50 predicarea lui, lui uh, Petru, da? După aceea Ioan a intrat în, uh, în acest uh, marș al predicării lui Isus Hristos și au fost luați amândoi la întrebări de ce predicați în numele lui Hristos? În ziua cinzecimii Petru, un necărturar a început să predice despre Isus Hristos, despre răstignirea Lui. Nu despre bani, nu despre colecte, nu despre misiuni pe nu știu unde, că nu mai dai de urma banilor, nu, nu despre vești misionare, nu despre nimic din genul acesta. Doar despre Isus Hristos și El răstignit. Atât! Ăsta era subiectul predicii. Chiar am avut la teza de licență la scris, subiectul acesta, conținutul predicării apostolice. Când am văzut prima dată subiectul, am zis, mă, dar ce să scriu eu la subiectul ăsta? Ce dogme? Hai să văd, ce dogme? M-am gândit, mă, dar ăștia nu predicau dogmatic. Nici Pavel, nici Petru, nici ceilalți. A, ah, că scriu despre anumite învățături biblice, despre ceea ce le-a spus Hristos, este cu totul altceva. Dar n-aveau dogme și când predicau, îl predicau pe Hristos. Nu se predicau pe ei înșiși. Viața lor, să vedeți fraților Când m-am dus eu la cumpărături Că nu știu ce s-a întâmplat Și fică-mea și nu știu ce Abureli Găsiți așa ceva în predicarea lui Pavel Găsiți așa ceva în predicarea lui Petru Sau cursuri de psihologie De filozofie, de istorie de... Care n-au nicio treabă cu Evanghelia Însă Slujitorii lui Dumnezeu Ei predică ăștia religioși Predicăm dar predicarea aceasta nu are de-a face cu credința și cu Biserica întemeiată de Hristos, ci are de face cu religia și cu Biserica întemeiată de noi, oamenii. Însă inerția aceasta a bisericismului ne duce tot mai departe în iluzia că dacă suntem în Biserică, dacă suntem religioși, suntem și mântuiți, avem asigurarea lui Dumnezeu și. Nu, vă rog, uitați asigurările acestea false. Mai departe, cum arăta această biserică de oameni credincioși? Ca aici este cheia, dacă e să ne gândim. Uh, Petru vorbește despre pocăință, despre Isus Hristos și despre pocăință. Lucruri despre care poate se vorbește așa, într-un fel, dar uh, impactul lor este foarte mic. Subiectul predicii este Isus Hristos și pocăința. Și, drept rezultat, în momentul în care Petru termină predica, oamenii aceia n-au zis: A fost frumos! O, ce predică impresionantă! Sau Petru n-a zis: Fraților, hai să facem o colectă, că trebuie să facem, să facem ceva, niște planuri misionare din alea, să bubuie lumea, ducem îngerii peste tot. Da. No. Apelul lui Petru a fost la pocăință. Și rezultatul a fost în direcția aceea. Ce spune aici? Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor, nu al membrilor. S-au adaus aproape 3000 de suflete, dar după predica lui Petru spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii au fost străpunși în suflet. A fost străpunși și în suflet. Petru nu era niciun reacționar radicalist bătut în cap cu niște idei fixe și cu niște uh, reguli din astea tâmpe, să-și pună toate baticele în cap, să facă nu știu câte mătănii, nu știu câte rugăciuni, să se ducă pe munți. Că există și pucăință de felul acesta. Și niciun libertin din ăsta care să dea cu harul peste toți. Sunteți mântuiți, lasă Hristos, a murit, trăiți în continuare, nu-i nicio problemă, nu contează cum trăiți. Important este să ziceți și voi că Hristos este în viața voastră, să mărturisiți niște fraze ca papagali, niște crezuri și după aia să stați liniștiți că totul este în regulă. Na. Predica lui Petru ar trebui să ne dea mult de gândit atât în ceea ce privește conținutul, cât și în ceea ce privește efectul. Conținutul, Iisus Hristos și i a răstignit și pocăiți-vă și efectul, oamenii au întrebat nu la ce biserică să mergem. Că asta este dorința noastră. Am făcut evangelizare, l-am predicat pe Hristos, bun, și acum a venit la noi. Greșit. Nu, oamenii nu trebuie să vină la noi. Oamenii trebuie să vină la Hristos. Și oamenii trebuie să aibă credință, nu o religie. După ce au auzit aceste cuvinte, versetul 37 din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? ce să facem. Și ce le-a zis Petru, pentru că și asta este foarte interesant. Veniți la noi, botezați-vă la noi. Nu. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare dintre voi, din voi, să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. E, asta cu darul Sfântului Duh, bine că s-a botezat, respectă regulile, nu-l vede nimeni că le încalcă, este ok, dă banii, și mai ok, cel mai ok. După aia, că primește sau nu darul Sfântului Duh, că este călăuzit sau nu de Duhul lui Dumnezeu, nu, no. ori intră în categoria lămâiorilor de docili care tot dau din cap, mi-aduc aminte, eram într-o biserică, în primii ani de pastorație, era un frate care tot timpul dădea din cap. Tot timpul dădea din cap. Indiferent ce spuneai, că o să arzi în iad sau o să faci nu știu ce, nu conta el, tot dădea din cap. El tot dădea din cap. Ei, cam așa sunt unii credincioși de felul ăsta care dau din cap aprobator la, abs la absolut orice. Alții reacționari. Alții cât se poate de cuminți. Însă, dragii mei, credința are de face cu pocăința și are de face cu primirea Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dar unde îi va chema? Vor întreba unii. Că trebuie să știm unde. Înfigem steagul și toți aici. Nu, deci sistemul ăsta este anti-evanghelic. Ziceți-mi și mie, în ce biserică s-a botezat famenul etiopian? La care episcop s-a dus să se spovedească? Sau pastor? sau Spuneți-mi și mie, pe ce se baza credința lui? După ce l-a primit pe Iisus Hristos, a fost botezat, în ce biserică? În biserica lui Hristos. Nu uitați că asta n-a dispărut niciodată, că am încercat să o îmbrăcăm noi în toate formele, sub cupole, sub icoane, sub tot felul de arhitecturi protestante, neoprotestante. Nu, Biserica lui Cristos transcende toate acestea. Și în momentul în care te-ai botezat, dacă nu te-ai botezat în Biserica lui Cristos, nicio biserică nu te poate mântui. Știu că sună foarte deranjant. Însă nu există în Scriptură nicio biserică mântuitoare. Biserica este propovăduitoare, cea biblică vorbim, da? A cuvântului lui Dumnezeu este cea care prin părtășia credincioșilor îi avertizează pe unii și pe alții dacă sunt bine sau dacă nu sunt bine, Biserica este locul în care se roagă unii pentru alții, în care simt unii împreună cu alții, în care slujesc nevoilor celorlalți. Dar nu este un apanaj politic peste care pune mantia lui Dumnezeu. Și zicem că tot ce se întâmplă acolo este binecuvântat, sfințit și bun de luat și de adoptat în viață. Nu! Biserica apostolică și bisericile de azi, în proporție de 90%, n-au congruență, n -au semnul egal. Cei ce au primit, cum arătau credincioșii de acolo, da? nu oamenii religioși, ci credincioșii. Religioșii erau tot timpul cu jalba în proțap, cu nemulțumirile și să bage bețe în roate la cei ce voiau să facă ceva. Da? Însă oamenii credincioși nu aveau altă preocupare decât să predice pe Hristos, să slujească și să ducă Evanghelia în toată lumea. Asta era preocuparea lor. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaos aproape 3000 de suflete. Ce făceau oamenii ăștia credincioși? Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unde mai Există așa ceva? Da. Când ați fost vizitați ultima dată de pastorul vostru, de mai mari voștri? Și vorbim de biserică, de trupul lui Hristos, de dragoste, de iubire. Pua! Zero. Zero. Oamenii aceștia știau unii de alții. Oamenii aceștia se iubeau într-adevăr ca frații. Oamenii aceștia erau un trup dar nu un trup handicapat cum am creat noi. Ori unul coercitiv în care oamenii trebuie să stea de frică acolo pentru că se închide cerul deasupra lor, ori unul în care trebuie să tolerezi toate anomaliile și să zici că rău -i bine. E unul care zice într-un fel și care întoarce toate lucrurile pe dos, și în loc să-i spui în fața anumite lucruri, lasă-i cu iubirea frățească, frate, și iartă, și treci peste, și făte că plouă, și când te întreabă cum e lasă, e bine, nu nicio problemă, dar noi nu avem nicio problemă. Și tot îi putre de de sub. Nu! Nu așa era Biserica Apostolică. Acolo lucrurile se tranșau punctual. Când era o problemă, era discutată direct, era abordată, era rezolvată, era mustrat cel care... Nu, acum, noi trebuie să pansăm peste tot. Nu, 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 nu zicem nimic, nu trebuie să deranjăm pe nimeni. Oamenii au devenit atât de sensibili să nu-i deranjezi. Nu! Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc și aveau toate deopște utopii. Mai vedeți ceva de genul ăsta în ziua de astăzi? Nu. No. Își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Și ăsta nu era un comunism. Ce chiar oamenii aia erau deposedați de averi, erau, nu erau niște trântori din ăștia asistați social care așteptau să, ha, să ne dea ăștia bogații. Nu! Oamenii aceia chiar pierduseră tot, erau deposedați de averi, erau amenințați cu moartea, nu mai aveau ce să facă. Și în momentul ăla, cei care aveau ziceau, da, uite, hai să dăm pentru cauza lui Dumnezeu, însă se împărțeau după nevoi fiecăruia, nu prin sisteme, stai că inventăm noi asociații, facem nu știu ce și se pierde urma și nu mai știi care, pe unde, dare, de da, de unde, nu. După nevoi, ce nevoie? Îmi trebuie mâncare, ok, poftim. Îmi trebuie haine, poftim. Da, lucrurile erau cât se poate de, de bine articulate și nu aveau de-a face cu toate structurile acestea pe care le-am creat noi. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi. Asta sărim peste ea, frângeau pâinea acasă. Cum acasă? Numai în, în spațiu sacru, numai. Nu. Numai cu tare? Nu, nu. Te atingi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Da. Dragii mei, dați-mi voie să anunț că tipul acesta de biserică nu mai există. Și credința aceasta poate că mai există în uh, sufletele unora care fac parte din biserici. Însă, în mare parte. Ea a dispărut. De unde știu? Roadele se văd în societatea în care trăim. Care este impactul pe care îl are creștinismul în societatea contemporană? Aproape egal cu zero. Atâta vreme cât poruncile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare, cât legislatorii care se numesc creștini dau, dau legi nelegiuite, atâta vreme cât episcopi și păstori se aliniază nelegiuirii. Atâta timp cât hoția, furtul, sunt la ele acasă, atâta vreme cât drogații umblă pe stradă și omoară oameni și sunt necondamnați. Despre ce credință și creștinism vorbim, dragii mei? Unde sunt astea? Când tu ca judecător, în loc să dai sentința pentru omul ăla care merită pedeapsă, stai și te răgă în prin tribunale toate uh, procesele an de zile până se prescriu și după aia la revedere. Care este impactul? Observați că creștinismul de atunci a fost ilicit tocmai din cauza că dădea mărturia despre adevăr. Supăra foarte tare. Pentru că ceea ce spuneau oamenii aceștia era exact așa. Și mărturia lor era atât de puternică încât oamenii ăștia nu mai puteau să astupe gurile acelora care mărturiseau și trăiau adevărul. Și de aceea, Creștinismul a fost în afara legii. Noi acum ne străduim să fim cât mai recunoscuți, dacă se poate, vindem tot și cheia de la biserică, luați-o, închideți-o, faceți ce vreți, vi le dăm, dar tremurăm, așa că noi trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Da, trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului, că nu trebuie să trăim în anarhie. Însă, în punctul acesta al valorilor, a spiritului civic, unde suntem, dragii mei? Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Deci nu făceau campanii cruciade, evanghelistice, să facă, să dreagă. Nu! N-aveau nevoie de așa ceva pentru că viața lor era o evangelizare. Este mult mai ușor să faci evangelizare decât să fii tu o evanghelie vie. Pentru că să face evanghelizare, ai făcut evenimentul, te-ai dus, gata, ai bifat, gata, mi-am tranquilizat conștiința. Un an de zile stau liniștit că am făcut evangelizare. și am dat mărturie despre Hristos și am chemat la religia mea. Să se boteze în religia mea. Însă o să vedeți că sfinții n-au avut religie. Și în... Sfânta Scriptură nu se vorbește despre religia Sfinților, ci despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dacă citim în epistola lui Iuda, momentul în care le scrie credincioșilor, el spune următoarele cuvinte, da? Iuda, capitolul 1, că este un singur capitol, spune Iuda roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov către cei chemați care sunt iubiți de, în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos îndurarea și pacea și dragostea să vă fie mulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, de m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu religia dată o odată pentru totdeauna, ci credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să știți că versetul ăsta mi aduce atâta liniște și atâta pace. Pentru că, pe de o parte, îmi dă siguranța că viața mea este în mâna lui Dumnezeu și că sunt responsabil direct înaintea lui Dumnezeu fără alți intermediari și tarabagii religioși. Și doi, nu există biserici mântuitoare. Există doar credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Există doar acea relație a omului cu Dumnezeu și ea nu se schimbă. Oh, că au fost aia, de când sunteți voi, mă, nu contează. <laughs> Luptele astea interconfesionale și religioase, interminabile, că de când ești, par contează de când ești. Nu contează de când ești. Contează ce faci. Și contează dacă ai credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. A, care e aia? Păi nu, stai, 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 că n-ai înțeles. Deja când ai pus întrebarea care este aia, deja te-ai dus în zona religiei. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este una singură. În Isus Hristos. Și punct. Nu care e aia, care e aia. Nu. Credința dată sfinților o dată pentru totdeauna. Dumnezeu nu tot stă să inventeze religii și reforme și redeșteptări și tot felul. Nu există așa ceva. Credința este una dată o dată pentru totdeauna. Dacă mergem în cartea Apocalipsei, în capitolul 14, cu versetul 12, și acolo Dumnezeu zice așa, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și religia lui Isus. Credința lui Isus. Religia este pe nicăieri. Religia este ceva inventat de oameni ca să manipuleze, să sucească căile lui Dumnezeu și să aducă putere acelora care au inventat-o. Parabola aceea cu Marele Inchizitor este cât se poate de plastică. Biserica n-a făcut altceva decât să-L corecteze pe Hristos și să-i spună că n-a făcut bine, că ea știe mai bine ce trebuie făcut în materie de credință. Însă nu uitați, dragii mei, că această credință nu trebuie bazată pe canoane, pe ceea ce au spus oamenii, ci pe ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. A, ah, și dacă înțelegem diferit, înțelegi diferit. Ce o problemă. Pavel și uh, apostolii și ceilalți au avut disensiuni pe tema aceasta teologică la anumite sau legate de misiune. Dar asta nu i-a făcut să nu mai fie din biserica lui Dumnezeu, că nu sunt toți aliniați după același crez pe care să-l spună ca papagalii. Nu! ei se simțeau toți din Biserica lui Hristos, ai lui Hristos, chiar dacă aveau păreri diferite. Însă noi am făcut din dogmă un Dumnezeu în detrimentul credinței. Este mai de preferat să zici așa ca un robot, da, la niște dogme, decât să ai o experiență cu Dumnezeu care te duce la mântuire și care te face un om adevărat. Mai important este ce zici și cum crezi? Ce crezi? Și sunt atâtea, atâtea disensiuni menționate în istoria Bisericii. Pe ce? Pe corectitudinea dogmei. Dar pe corectitudinea credinței? Că de fapt s-a demonstrat că cei care luptau pentru corectitudinea aceasta a dogmei erau cei mai depravați, foarte mulți dintre ei. Care trăiau într-un desfrâu și într-un lux în care nu trăiau nici regii. Așa că, dragii mei, hai să lăsăm la o parte religia aceasta, de orice fel ar fi, și să ne întrebăm dacă avem cu adevărat credință. Tot în cartea Faptele Apostolului revenim și vedem că Petru și Ioan sunt trași la răspundere de Sinedriu. Autoritatea cea mai mare de atunci, iudaică, pentru ceea ce au predicat. Câți dintre noi mai suntem trași la răspundere pentru ceea ce predicăm? De ce nu suntem trași la răspundere? Pentru că această predicare nu mai are în centru pe Hristos. Și pentru că noi nu mai suntem autentici. Nu mai predicați în numele acesta. Da, da, să trăiți. Da, da, dacă vreți, nu. Ne corectăm toată dogma, tot, nu, numai să nu, să nu vă supărăm cumva. Vă aduceți să minte de, de, perioada pandemiei și de toate astea. Nu, 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 cum să, nu există așa ceva, nu. Toți, ca morcovii pe strat, aliniați, frumos, unii au rămas cu sechele și acum, mai vezi, în, în, plină zi de vară, cu botnița pe, pe, pe gură, da, sunt extraordinar de bine. Resetați oamenii aceștia. Dacă asta este Spiritul lui Hristos și dacă asta este credința lui Hristos, n-am nevoie de ea. Dacă credința aceasta a lui Hristos, așa zisa credința lui Hristos, mă face un, un uh, om atât de spălat la creier încât să nu mai gândesc și să iau decizii în dreptul meu, înseamnă că n-am înțeles-o cum trebuie. Hristos a avut puterea să spună nu Hristos a avut și apostole au avut puterea să se împotrivească unor nedreptăți și să spună nelegirii pe nume. Noi? Da, bine, da, nu, nu mai trebuie să... Nu, gata, nu mai predicăm. Cum să? Renunțăm la tot! Vin bani, vin banii. Suntem recunoscut de stat. Foarte bine. Slavă Domnului! Suntem în legalitate. Și în apostazie în același timp. Pentru că cu cât s-a luptat biserica să fie mai în legalitate, cu atât a devenit desfrânata statului. Uitați-vă în istorie. Cu cât biserica a încercat ori să pună stăpânire pe stat, ori să fie mai în colaborare cu statul, asta nu înseamnă să fie în furci, să cauți cu anumite lucruri, sau să fii un anarhist. Însă cu cât oile sunt date de către cei care le slujesc, le tund, le rad, le barbieresc în mâna statului. Cu atât, Biserica nu este ceea ce trebuie. Nu mai predicați în numele lui Hristos. Și capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor spune că Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Diferența între credință și religie. Ce zice forul superior, da să trăiți. Așa este. Dar Dumnezeu zice altceva, dar nu contează. Am suprapus ce spun oamenii peste voia lui Dumnezeu. Și dacă oamenii zic așa, da să trăiți, executăm, nu discutăm. Însă apostolii n-au gândit așa. Judecați voi dacă este normal să lucrăm împotriva lui Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Observați relația din cadrul credinței, ceea ce am văzut și am auzit. Dar ce au văzut și ce au auzit, nu de la alții, ce au văzut și au auzit de la Hristos. Asta este cel mai important. Nu suprapuneți dragii mei, ceea ce spun oamenii cu ceea ce spune Hristos. Nu este egal, nu este echivalent, nu este același lucru. Deși oamenii vor imediat spune o prostie și după aceea. Domnul zice, nu zice Domnul, tu zici din fantezia ta, din nebunia ta, din. din creativitatea ta bolnavă. Cuvântul lui Dumnezeu zice doar ce scrie aici. Restul sunt aplicații, sunt interpretări, sunt altceva. Dar nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Sunt povestiri frumoase, sunt snoave, sunt tot ce vreți dumneavoastră, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. Și n-ar de face cu credința judecați voi singuri dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit i-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece și căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate ce se întâmplase? un om paralitic fusese vindecat și minunea era în fața lor, nu mai puteau nega, nu mai puteau tăgădui. Dar la noi care sunt minunile. Știți care sunt? Minunile au fost înlocuite cu rapoarte. Experiența cu Dumnezeu a fost înlocuită tot cu rapoarte. A făcut asta, da, bine, gata. Na, nu n-a făcut, nu se poate așa ceva, trebuie. De ce? Pentru că nu mai există umblarea cu Dumnezeu. Și ca să astupi chestia asta, să o justifici, atunci trebuie cât mai multe hârtii, rapoarte, recomandări și tot felul de lucruri de genul acesta, care nu au de-a face cu credința, dar care au de-a face cu tot ceea ce au putut inventa oamenii mai plin de nonsens. Religia sau credința? Dacă mergem mai departe, vedem că în capitolul 4 este descrisă a doua cinzecime sau mica cinzecime. Când încolțiți din toate părțile, amenințați din toate părțile apostolii, erau gata, gata să, se să, să, să clatine și s-au rugat lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne putere! Nu s-au dus să facă petiții la nu știu cine, să le dea aprobări, să toarne pe nu știu cine, nu, nu, nu din astea! S-au rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le rezolve problema. Și a venit din nou Duhul Sfânt peste ei. Și efectele au fost aceleași, pentru că sunt descrise. Mulțimea celor ce, -a, uh, ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Observați că, că atunci când vorbim de credință și de biserica adevărată, vorbim doar de lucrurile spirituale. Nu este loc pentru Sfori politice, pentru funcții, pentru apanaji din astea, care vin din lumea cealaltă. N-au de-a face cu Biserica lui Hristos. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Rosteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Nu-ți e frică, frate? Să ai grijă, nu, nu, să nu te aranjă. Nu, Nu, stați cu minți acolo. Nu cumva să supărați pe cineva că e bai mare. E bai. Dar să spuneți că sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Când se spune acolo că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere și de dragoste și de înțelepciune. Unde este Duhul ăsta? Când în momentul în care eram în Italia, povestea cineva, o să, o să mai dăm cărți, nu, ne-au zis să nu, nu, să nu facem. Mare. Când o să ne lecuim noi de treaba asta? Și am spus, frate, știi când? Când va veni Duhul Sfânt, o să ne lecuim și de frică. Pentru că frica arată de fapt că ești doar un om religios. Nu ai credință în suflet. Ești doar un om care respectă niște reguli inventate de oameni. Nu ești omul care ascultă direct de Dumnezeu. În momentul în care Duhul Lui Dumnezeu vine în inima ta, îți dă și leacul de frică, îți dă și dragoste, îți dă și înțelepciune, îți dă și putere ca să îl predici pe Hristos. Nu organizații, nu biserici, nu loterii, nu colecte, nu altceva. Hristos și răstignit și pocăința. Aceasta este diferența între credință și religie. Îți doresc să fii un om credincios nu religios. Și o spun, știți în ce direcție bat, pentru că a fi credincios înseamnă a sluji lui Dumnezeu, a fi religios înseamnă a sluji oamenilor.